Cum să spun, întâmplarea face că eu am ajuns la urgențe dintr-o problemă, un accident, acum câțiva ani. Și așa am ajuns să-l cunosc pe Khaled. Și am avut o, cum să spun, o prietenie așa mai... Și de aici am zis, gata, mi-a dat încredere... Te-am cunoscut pe tine, Nico, care știi super de treabă. Deci am avut așa o atracție. Și de aici, după 2 ani de când ne-am cunoscut cu Khaled și cu tine, am hotărât că eu aveam implanturi de 20 de ani. Am zis, mă, cred că e timpul să mi le schimb. Am văzut niște oameni și am văzut ceea ce faceți voi și mi s-a părut super ok. Și am zis, gata, mă operez. Și de aici am început. Stai cu sânii, stai că vreau și ochii, stai că vreau și la picioare puțin. Și uite așa, am trecut printr-o operație foarte ușor, că la prima operație am fost extraordinar de speriată. Am avut niște dureri cumplite la atunci, iar acum chiar îi spuneam Khaled, mă, dar tu m-ai operat, chiar mi-ai făcut ceva, zic, mai mi-ai schimbat, că nu am o durere. N-am luat un calmant de când am ieșit din spital. Și ce ți-am spus, că o să te doare mai puțin. Păi nu că mă doare mai puțin, nu mă doare deloc. Zic, știi, da. Mi s-a părut foarte ok. Mi-ați dat răspunsuri la toate întrebările pe care eu vi le puneam și... Spuneam și la tine, inclusiv când veneam, Nico, vreau și da, Monica, îți fac, da, îți fac în limita bunului simț, să nu vii să-mi ceri nu știu ce, că nu o să-ți fac niciodată, știi? Și zic, cum am? Că alți doctori care, la care eu mă duceam sau așa, întrebam prietene, spuneau, a, îți trebuie și aia, îți trebuie și aia. Și tu, dintr-o dată, îți fac, da, să nu te superi pe mine că spun că nu-ți fac ceva. Și chiar mi s-a părut super ok, super. Clar, în primul rând pentru mine, pentru starea mea, sigur că da, cu siguranță. Și aș face ori de câte ori ar fi nevoie. Păi eu o să știu că nu prea am momente grele, pentru că eu dacă mă hotărăsc că vreau ceva, chiar vreau și fac lucrul ăsta. Adică nu mi se pare ceva greu, doar să ai voință și să vrei să faci lucrurile astea. Adică eu acel puțin așa gândesc eu, nu știu. De când intri aici, totul e surprinzător, cel puțin personalul de aici, care te întâmpină așa foarte bine și cu zâmbetul pe buze. N-am văzut odată să trântească, să bufnească cineva sau nu. Adică mi se pare așa, când vii aici, să te simți că vii ca la tine acasă. Nu ceva formal, stai sau să... Nu, mi se pare super și îți dă încrederea aia în tine când vezi omul cu care ai de-a face.